E normal să jucăm aici, că nu prea e normal să joc o echipă de Liga 1, cum e Oțelul Galați, în deplasare. Că, na, asta este. Dar spui că, domne, uite, ești cap de serie, ei sunt slabi, că au fost anul trecut în Liga 2. Perfect de acord și cu asta. Dar de ce, dacă noi am terminat pe 2 anul trecut și Craiova, nu știu cum se mai cheamă acum, așa, FCU, FCU a terminat pe 8, să spunem, sau 7, habar n-am, de ce ei trebuie să aibă avantaj în fața noastră? De ce n-avem noi să ni se recunoască măcar atât meritul sportiv, ca din urna noastră cei primele 4 echipe să aibă avantaj, să joace acasă? De ce trebuie să fim dezavantajați și în prima urnă, și în a doua, și în a treia? Am înțeles. Asta pot să o înțeleg cu echipele astea, pot să o înțeleg. Da. Și dacă era cineva la dezbatere, sigur o înțelegeau și ei de la Hypercube. Și spuneau, da, dați-ne niște argumente. Am zis anul trecut, de ce nu se poate modifica? Trebuie, asta mergem toată viața?